Acum am revenit, fraților, cu al doilea episod din Minecraft Enigmatica 2 Export. Aici am lăsat data trecută, mai bine spus, v-am lăsat data trecută. Și suntem în drumul pe cale să facem niște Tinkers Construct. Dar până să ajungem la Tinkers, nu mai este un lung drum. Dar trebuie cobblestone. Foarte, foarte mult cobblestone. Așa că o să încep eu frumos și o să minez eu în zona asta. Eventual o să continuăm să minăm în jos. Ce asta? Limestone. Cobble, tată. Cobblestone. Cublestone. Cam ciudat să spui asta așa, dar nu contează. Fier. Nu putem. Ne trebuie certus. Opa. Sau da animăluțe. Nu știu cât de mult și cât de tare auziți voi chestiile din jocul ăsta, dar eu le aud destul de bine. Aud un vampir. Auzi vampir? Cum se cheamă? Liliac. Opa, aluminiu. Trebuie să ajungem în... Și că you begin to feel comfortable handling the flint pickaxe. Cred că asta înseamnă... A, da, au crescut durabilitatea, cred. Nu, nu. Cred că îl folosim din ce în ce mai bine dacă folosești aceleași unelte de fiecare dată. Cred că gen... Devii expert cu tipul ăla de unelte. De exemplu, dacă ești din flint și lemn, cum în cazul nostru, mă rog, ăsta e numai din flint. Da, să zicem că faci din flint și lemn. Well, tu practic te înveți să folosești numai pe alea. Și... Caracterul tău zice, bă, eu vreau să-l folosesc numai pe ăla pentru că e mai confortabil. Deci automat o să-l folosească numai pe ăla, știi? Foarte mult e pe ăla. Bun, primul nostru furnace. Oh, yes. Prima acolo. Loc de onoare, domnule, ce vrei să faci? Bun, și acum vrem noi să fierbem ăsta. O să vrem să facem mai multe de astea de clay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, să facem vreo atâtea. Bun. De ce? Pentru că oricum putem folosi numai câte unul, că astea, dacă iei lavă, îi folosești numai o dată, dacă iei apă, cred că poți să le folosești de două ori. Nu sunt sigur de asta. Așa că în caz că dăm de lavă acolo jos, știm ce să facem. Bun, întrebarea mea e următoarea. Mining level flint. Durabilitatea e mai mare decât ala de la flint, deci... Cred că pot să-l schimb, gen... Știu că este o variantă ca să-i schimbi... Cred că aici... No. Înseamnă că o să facem altul. Ăsta putem să-l aruncăm la gunoi, pentru că ăsta dă durabilitate deja 120, ceea ce e mult mai mult. Tu ce dai? 120... O să facem asta 20. Pentru că cobblestone, mă rog, stone pickaxe, chip steak, whatever that means. Cobblestone avem la îndemână și gen pretty easy to take. Durabilitate 16 din 16. That's awkward. Facem din flint eventual. Scuze dacă o să schimbi ceva. Că, na, vă dați seama, testez și eu acum și nu prea, durabilitate 150. Cup handle. Testăm diferitele compoziții, probabil mai aveam acolo, da. Durabilitate 16, deja mai bine decât 50, 154. 19. Ceva îmi spune că capul ăsta nu-i ok. Dacă facem durability 14. Și voi vedeți ce văd eu, nu? Gen, ăsta din flint e way better. Așa că o să lăsăm pe ăsta din flint și o să reparăm.
Și alea eventual putem să le aruncăm la gunoi fix pe aici pe undeva. Hai să reparăm și șovolul. Cine știe când o să-l folosim? Easy. Am și o ceas acolo deasupra capului. Deasupra mapei. 15-14. Night. Ok. LED nu. O să ne trebuiască mai acolo în... În... cum se cheamă modul ăla? Știu cum se cheamă modul ăla. Tinkers. Nu. Adică da, și în Tinkers. Uite, putem să luăm cupru. Copper Age. Thermal Foundation, așa se cheamă, doamne ferește. E nasol, că gen, nu știu dacă... Oh my god. Hello? Oh my god. Mamă, ce m-am speriat. La faza aia. Oh god. Veniți? Well, that's fucking good aim there. Wow. Frate, ăla are un fucking staff în mână. Wow, 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 wow. You know what? I'm getting out of here. Great. Bun. Știm că acolo e un cave. Oh my god. Aia dacă eu omorâm, cred că o să dropezi chestiile alea. Adică gen scheletul. N-are ce dropa în afară de arc. Dar zombalău, nu știu dacă ați observat, era în armură. Era cu armură și iar mi se strică asta. Foarte nervant să mă duc dificultat să repar. Dacă am așa, trebuia să o frecăm. Deși avem cupru. Cred că putem face ceva cu cupru ăla. Dar, am în vedere că suntem limitați în cupru și că uneltele nu sunt bune, probabil o să trebuiască cuprul ăsta să aștepte până facem noi treaba noastră. Deci, fraților, ne-am întors după această scurtă pauză care le-a pentru voi a fost gen un fragment de secundă, nici măcar. Avem shared brick-urile gata și între timp am abuzat eu un pic și am început să construiesc aici un pic căsuța cu niște cobblestone slabs care speram eu să pot să le pun cumva. Yeah. Să acoperim pe aici un pic bucata asta de casă, mă rog, sau cum o să o numim noi eventual. Cât mai e? Unu. Ciao. Bucata asta de casă sau, mă rog, cum din nou, cum o să o numim, o să trebuiască să o acoperim un pic, pentru că în timpul nopții îți dea alea cu nasoale, știți? Vin... Și un palac răi divorțini taie. Din nou, e doar ceva provizoriu. Făcut cu ce am avut la îndemână, nu stau să mă chinui. Pentru că vreau să vin aici și să pescuesc, să vedem dacă prinde ceva așa din prima. Pescuim și după aia încercăm să facem ceva. Țin noroc că l-am văzut mișcând acolo. Țin noroc, poate pindim deja o carte cu mending ca să o punem. Cine are nevoie de mending când ai atâtea mașinării, să fim serioși. Apa, stai că mișcă. Mișcă pe lângă, come on. Păi stau și mă gândesc dacă ăsta nu cumva e clay. Dacă e clay, ne-am scos. Și ne scoatem frumos tare, pentru că mai avem nevoie de clay, hopa. Și am pescuit un bol. Genial. Bun, torții. Pentru că noaptea nu vrem să avem gândaci. Și în rest ne... Wow, that's fast. În rest, vrem și ne rugăm să nu vină... Să nu vină niciun palaș la noi. Bun. Hai să vedem dacă ăsta e clay. Unde a văzut mai clay? Da, ăsta e clay. Bun. Noi vrem tot clay ăsta. Și vrem și nisip.
tot nisipul ăsta? Hai să zicem tot nisipul ăsta. Bun. Avem? Avem. Avem destul cât să facem destul growth de la. Și o să facem un smelter de ăsta mare. Pentru că gravel avem extraordinar de mult. Avem acum mai nou și clay, două stacuri. O să dureze un pic până să le... Să vrem noi să păstrăm niște coal eventual. Pentru orice eventualitate. Mă gândeam eu să-și prăjesc acest calamar. O să facem asta după aia. Exact, n-ai treabă, tu poți să stai fishing ground, o să-l punem aici. O să mergem și o să pescuim în timpul nopții. Cât timp mai stăm de vorbă eventual. Bun, hai să începem. Asta casting table, ne trebuie și unul de ăsta, un foset. Am impresia că ăsta ne dă controller. Știu că așa, dar ne trebuie glass, ceea ce noi nu avem. Cred că nu avem glass, dar avem cobblestone. Putem să mai facem un furnace? Probabil putem să facem. Aici o să fie mina noastră de cobblestone. Deși aș putea să mă duc jos, dar vreau neapărat să mai fac un furnace. Să folosim lemn în el, că nu e așa grav, avem destui copaci pe lângă. Destul pădure de distrus. Nu ne mai trebuia... Adam. Știu că trebuie engine-uri de-astea. A, nu, așa e. Yep. Și un coal. Și cred că avem toate. Sunt obligat să caut recycle-uri la fiecare chestie, pentru că după cum ați putut observa, îs ciudate. Ceea ce practic îmi dă o scuză să fac timpul să treacă căutând diferitele chestii. Și să facem grout, bun. Chestia asta ne dă proteine, hai să verificăm. Deci avem proteine 72% dacă mâncăm treaba asta. 73%, perfect. Hai să mai tăiem lemne. Yay. Foarte multe. Foarte mulți grape seeds de ăștia. Mă întreb. Putem face ceva de genul? Nope. Presupun că putem doar să-i plantăm. Doar. Da. Hai să facem un house. Să începem să facem un pic de agricultură pe aici. Dar gen minimul necesar. Oh. Ok. Înseamnă că vrem să facem de aici chestia asta. Bun, deci de la avem, nu de asta. Crot, ce face asta? Farming tools, efectiv, wood, dirt, plants, also packs quite a bit chestii. Bun. Păi, asta avem. Avem și un stone. O să folosim flint. Cine mai trebuie? Și un cap de ăsta. Facem de stone. Gen, se supără cineva? Dacă facem așa ceva? Nu cred că se supără. Din nou, este doar un test. Foarte ciudată durabilitatea. Dar cum noi numai cât să dăm plant, tati, că nu vrem să facem... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O veni noaptea, putem să mergem să încuiem casa. Mă rog, să descuiem pentru zombalei. Worm? What? That's... What? Oh.
Oh, ok, mișto. Deci, practic, dacă punem ăsta pe plante într-o zonă de 3x3, oh, mișto, face să crească mai repede. Ok, that's nice. Bun, bun, bun. Nu ne trebuia, de fapt, eu nu trebuia să fac asta, eu trebuia să fac asta. Hai că lemnul merge mai bine. Lemnul merge mai bine. Hai, un glas ca să putem face acel lucru. Și după aia să ne putem axa. There we go. 1, 2, 3, 4. Cred că cam asta e. Hai să verificăm. Gates, smeltery, bricks și... și drain. Ok. Și mai trebuie un drain care nu mai știu exact cum să face. Asta e cauldron. Cum se face drain? Pretty simple, though. Și bricuri. De acum, bricuri, cred că lău măria ta. Eventual să mai facem un casting table și încă un drain. Ar putea fi foarte de ajutor. Asta ar fi al doilea drain. Și un casting table în plus, dacă se poate. Să facem totuși asta așa. Deci, practic, avem două drain-uri, două de-alea. Shared brick-urile stăm cam prost. Numai că o să facem și de-alea eventual. Putem spune acolo, nu mai avem nevoie de glass, cel puțin nu pentru moment. Yay. Întrebarea următoare, al facem în casă chestia asta sau hai la pescuit, hai la pești? Cum repar treaba asta? Gen... Pot să repar cu stone? Like, yes! Oh, genial, un stone. Bun, pentru că așa nu o să folosim pentru chestii prea complicate. Au, trebuie să evit. Băi, eu sunt foarte bucuros de setul ăla. Pentru că ne poate oferi niște chestii șmechere, adică AK cal. Și saddle-ul cred că nu pot să-l craftez, ia să verificăm noi. Enchanted Animalia. Ba da, poți să-l faci pentru că ai Animalia. Corect. Hai să mâncăm. O sursă de hrană destul de mare. O să vrem să facem și un pat la un moment dat. Atât facem full HP-ul. Cred că proteina gen. Ok, încă nu ne e foame, deci nu putem mânca logistics. Hai să reparăm noi shovel-ul ăsta, că noi l-am cam folosit. Pe tine putem, hai să minăm un pic eventual. Sau să pregătim, nu, hai să pregătim mai întâi tot ce avem nevoie pentru, adică cât mai multe blocuri de astea. Putem face un smelter cât de mai rare. Hai să facem noi ceva de genul ăsta. Să mergem mai repede și mergem un pic la minat. Poate mai găsim niște oruri, poate nu, cine știe. Abia aștept să putem să luăm toate astea. Aluminium. Poate găsim niște certus. Uite aici, opa, cupru. Cubos. Nu știu dacă ați observat. Probabil cunoscătorii, da. Dar... Eventual, cei care nu știți foarte bine, să știți că nivelul, mamă cât fier. Să știți că de obicei când folosiți Tinker's Construct și faceți tot felul de ustensile de astea, sunt mult mai bune. Dar având în vedere că mod pack-ul ăsta, zice, îl numește expert. Zic ăștia expert mod pack sau nu știu cum, doamne ferește. Totul e nerfuit, adică îți dă mai puțină chestie. Lavă. Bun. Hai. Cam un pușcat doi iepuri dintr-un singur glonț. Opa, osmium. There you go. Încă niște căl, dar hai să nu distrugem asta. Black quartz ore.
Interesant. Tin și asta foarte interesant. Iron, bineînțeles. Aur. Redstone. Bă, dar ce nivel suntem? La nivel 20. Oh my god. Cât? Oh my god. Ales ceva cristale ciudate. Acum, mamă, câte specii. Clay? Osmium. Oh my god. Băi, am dat lovitura. Certus, cobalt. Deci noi trebuie să facem cobalt. Oare cu cupru putem să-l luăm? Interesant. Stai că nu mai știu unde e intrarea. Aha. Hai să ne ducem înapoi. Eventual reparăm PKX-ul și facem cupru. Încă nu iese. Răsare soarele. Perfect. Facem cupru, fraților, și cu ocazia asta o să încheiem și episodul. Dar imediat ce facem cupru. Promit. Știu și locul perfect pentru aceste obiecte. Prin chestiile acolo. Bun. Stați un pic înainte să nu mai fac prostia. Facem așa, perfect. Locul perfect aici în spatele casei, fraților. Să mergem acelișa direct și să săpăm o bucățică de cărbunii de-astea și punem furnalul nostru frumos. Aici va fi locul furnalului. O să îndreptăm noi zona asta cu timpul. Cu timpul. Ce-a dat chestia aia? Ce-a dat chestii? Ginseng root. Putem să mâncăm. Mișto. Bun. Cu astea fiind spuse, hai să încheie și episodul numărul 2. Trebuie să facem un pic așa de jumătate de oră de film, de episoade, de chestii, de socotel, pentru că am reușit să facem Copper Age și hai să luăm și răsplata, pentru că cred că putem să luăm răsplata, yes, un loot chest, dăm claim și să trecem mai departe. Și cere aici cupru. Hai să luăm și ăla și tocmai o să intrăm în Copper Ore. Noi trebuie să alegem de aici, de fapt, și putem intra. Coal, Groot sau Glass. Hai să luăm mai mult Groot, doar pentru că nu vreau să consum tot clay-ul pentru asta. Putem să alegem din altceva nou. Atât. Să deschidem și chestul Chemical Thrower. Interesant. Spray and Pray. Asta e un machine gun. Wow. Așa ceva. În fine, fraților, hai să vă las aici. Eu am fost un HerGamingGro, iar voi ați fost voi și până data viitoare. Nu uitați să dați voi un like, share și un subscribe dacă nu sunteți deja abonați la canal. Și bineînțeles dacă v-a plăcut acest episod. Și una peste alta, noi avem cupru. Ne vedem data viitoare.